ziua, dragi copii! Astăzi vom avea o lecție de matematică și pentru a descoperi cine ne va însoți pe parcursul lecției, vă propun să găsim răspuns la o ghicitoare. Fie cât o fi de cald, am eu unde să mă scald, căci îndată țup în lac și încep să cânt oac, oac. Sigur că v-ați dat seama, este vorba de broscuță. Broscuța astăzi ne va ajuta să descoperim tainele matematicei pe parcursul acestei lecții. Subiectul lecției, dragi copii, este cine seamănă cu lege. Până acum am seamănat diferite cunoștințe și iată că a venit momentul să culegem roadele învățării. De la început, broscuța ne provoacă să scriem o dictare matematică. Sunt sigură că ați făcut astfel de exercițiu mai înainte. Dar dacă nu ați făcut, vă vin în ajutor pașii de succes, care descriu detaliat ce aveți de făcut și cum. Și primul pas de succes este: ascult atent sarcina. 2. Aleg operația potrivită. 3. Calculez în minte. Și 4. Scriu rezultatul corect. Deci vă rog foarte mult să deschideți caietele, scrieți data de astăzi în caiete, după care scrieți la mijloc dictare matematică sau prescurtat DM, așa cum practicați voi de obicei în clasă. Am scris, ne-am pregătit, fiți atenți, prima sarcină. Află suma numerelor 37 și 20. Nu uitați, scriem doar rezultatul, după rezultat scriem virgulă și lăsăm un pătrățel. Așa, fiți atenți, sarcina a doua. Află diferența numerelor 85 și 24. Fiți atenți la operația aleasă. Așa, punem virgulă. Sarcina a treia. Mărește cu 13 numărul 32. Așa, bravo! A patra sarcină. Micșorează numărul 88 cu 42. Și ultima sarcină din această dictare matematică, fiți atenți, descăzutul este 68, scăzătorul e 31. Află diferența! Sunt sigură că v-ați descurcat de minune și pentru a verifica acest lucru, vă propun să verificați și să corectați în cazul în care este nevoie. Iată care sunt rezultatele. 57, 61, 45, 46, 37. Bravo, copii! Am trecut cu brio de această sarcină și acum ne provoacă broscuța să rezolvăm o problemă, și anume problema 3 de la pagina 124. Deschideți, vă rog, manualele și să citim împreună problema. Eu citesc, iar voi urmăriți. Pe lac au înflorit 16 nuferi galbeni și 12 nuferi albi. Cu cât sunt mai mulți nuferi galbeni decât albi? Pentru a rezolva orice problemă, este nevoie să înțelegem foarte bine condiția și întrebarea. Haideți să mai citim încă o dată problema, eu citesc și voi împreună cu mine, cu voce. Pe lac au înflorit 16 nuferi galbeni și 12 nuferi albi. Cu cât sunt mai mulți nuferi galbeni decât albi? Așa, acum haideți să ne clarificăm despre ce se vorbește în această problemă. Corect, copii! În această problemă se vorbește despre nuferi. De câte culori sunt nuferii? Așa! Nuferii sunt de culoare albă și de culoare galbenă. Deci avem nuferi galbeni și albi. Acestea, de fapt, vor fi și cuvintele cheie. Scriem majusculele lor în coroniță. Galbeni, albi. Vom lăsa un pătrățel după fiecare și acum răspundem la întrebări și completăm schema problemei. Știm câți dintre nuferi erau galbeni? Da, corect, știm. Erau 16 nuferi galbeni. Așa este. Acum fiți atenți. Știm câți dintre nuferi erau albi? Da, copii, sigur că știm. Erau 12 nuferi albi.
Și acum să vedem care este întrebarea problemei. Întrebarea problemei este cu cât sunt mai mulți nuferi galbeni decât albi. De aceea vom fixa săgeata în două direcții și la mijloc scriem întrebarea cu semnul întrebării nuferi. Cu câți nuferi sunt mai mulți galbeni decât albi? Și acum vă rog să ne amintim, copii, de ce fixăm săgeata în două direcții? Foarte simplu. Pentru că cu cât sunt mai mulți nuferi galbeni, tot cu atâți sunt mai puțini nuferi albi. Care este acel cuvânt care ne sugerează rezolvarea? Desigur, este însă și întrebarea cu cât. Și știm foarte bine că atunci când avem întrebarea cu cât, tot timpul ea se rezolvă prin scădere. Din numărul mare scădem numărul mic pentru a afla cu cât este mai mare sau mai mic un număr sau altul. Respectiv vom scrie rezolvarea. 16 minus 12 este egal cu 4 nuferi. Și desigur răspuns, sunt cu 4 nuferi galbeni mai mulți. Bravo copii, dar asta nu e tot. Broscuța ne provoacă să aflăm câți nuferi au înflorit în total. Și aici să ne amintim prin ce operație se află totalul. Așa, corect. Prin operația de adunare, respectiv pentru a afla câți nuferi sunt în total, va trebui să adunăm 16 plus 12, ceea ce este egal cu 28. 28 de nuferi au înflorit în total pe lac. Bravo! Și acum, broscuța ne cheamă la un joc. Jocul se numește Descoperă numerele. Fiți atenți, aveți primul exercițiu, în care sunt două broscuțe identice. Respectiv, în locul lor vor fi și două numere identice. Cu alte cuvinte, ce număr adunat cu el însuși este egal cu suma 20? Așa este, corect, v-ați dat seama. Este vorba de numărul 10. Așa? Deci în locul broscuței trebuie să fie numărul 10. Acum, fiți atenți, ne uităm la exercițiul al doilea. Broscuța plus nufăr este egal cu 15. În locul broscuței știm că este numărul 10. Oare ce număr este în locul nufărului? Așa, cu siguranță v-ați dat seama, este vorba de numărul 5, pentru că 10 plus 5 este egal cu 15. Bravo copii, sunt sigură că v-ați descurcat de minune și broscuța este fericită. Dar vă rog, pentru exersare, să încercați puterile la exercițiu 4 de la pagina 124. Cu asta lecția noastră a luat sfârșit. Vă urez succes în continuare!